O adolescentă de 17 ani despre care polițiștii spun că era drogată și-a ucis fratele cu un an mai mic într-un accident cumplit pe care el l-a provocat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Noaptea trecută în zona podului Apollo din Brăila s-a produs un groaznic accident de circulație. În jurul orei 21.50, o mașină care ar fi rulat cu viteză s-a izbit de un stâlp, a rupt gardul de protecție, după care s-a oprit la doar câțiva metri de un bloc de locuințe. Fata de 17 ani se afla la volan, iar fratele ei, cu un an mai mic, era pasager în autoturism. Pentru adolescent, accidentul a fost fatal. Impact a aruncat prin parbriz, fiind găsit mort pe trotuar. Sora lui a scăpat cu viață, fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Însă, la testarea cu aparatul drug Test, ar fi rezultat consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice la spital. Fata este acuzată de patru infracțiuni. cerce Încercările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducere fără permis și conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive.